Aruncăm o privire și în zona medicală, pentru că Adina este dispusă să ne dea informații de câte ori este nevoie. Ce vești mai ai, Adina? Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Să știți că COVID-19 nu este singura noastră problemă. Trebuie să ne uităm și la ce alte probleme de sănătate avem și, spun medicii, să venim la controle chiar și acum, în timpul pandemiei, și în special la endocrinolog, pentru că se pare că oamenii au lăsat la o parte aceste controle și, spun specialiștii, nu este bine deloc. Vorbim cu Alina Burlacu, medic primar endocrinologie, despre problemele pe care poate să ni le cauzeze glanda tiroidă și care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți ca să venim la control. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Păi, în primul rând, să începem așa cu noi, doamnele, unul dintre semne ar fi un plus ponderal care apare în condițiile în care facem sport și mâncăm echilibrat și brusc vedem că rezultatele noastre nu sunt pe măsura așteptărilor. Pentru copii, pentru că din păcate, problemele endocrinologice apar și la copii, sunt copiii care nu reușesc să crească cum trebuie și se îngrașă. Iar, în general, indiferent de vârstă, unul din semnele principale care aduc sau ar trebui să aducă pe un pacient la medicul endocrinolog este senzația de sufocare, de nod în gât, de disconfort la înghițire. Observăm ceva? Observăm ceva pe trupul nostru care să ne dea de gândit vis-a-vis de glanda tiroidă? Vorbind de doamne, ca să fiu așa mai exclusivistă, calitatea păr, piele, unghii este cea care este în principal afectată. Apoi, mai mult la psihicul nostru observăm. Suntem mai obosiți, mai somnolenți, mai fără chef, mai depresivi. Și lucrul ăsta ne poate, sau acest simptom este unul din simptomele pentru care marea parte a pacienților vin la endocrinolog. Se gândesc că au o problemă cu starea de bine. Una din 5 persoane suferă de probleme cu glanda tiroidă. Ce înseamnă practic această suferință? Probabil statistica dumneavoastră se referă în special la hipotiroidism. Hipotiroidism înseamnă o glandă tiroidă leneșă care nu funcționează. Asta se datorează, grosomodo vorbind, unui deficit de iod care este practic endemic, vorbind strict de țara noastră, carență de iod în pânza freatică, în pământ. Noi nu mai mâncăm sare românească, folosim tot felul de alte săruri de prin alte țări și atunci tiroida suferă. Tiroida are nevoie de iod, cum noi avem nevoie de apă și de mâncare. Ce analize se fac? Venim la medic. Unde ne trimiteți dumneavoastră? Ce investigații se fac? În primul rând, sunt două investigații care sunt decontate de casa de asigurări, pe care le poate da orice medic de familie. În momentul în care aceste analize sunt modificate, se vine la endocrinolog, unde se face o ecografie de tiroidă și se completează cu alte analize mai amănunțite legate de patologia tiroidiană, care se vede la ecograf. Sunt autoimunități, marcări tumorali, sunt mai multe tipuri de analize. Și în cazul femeilor însărcinate apar o mulțime de modificări în timpul sarcinii, ar trebui să vină ele la control și cum pot face acest lucru în siguranță? Absolut, sunt niște modificări fiziologice care apar în tiroida unei doamne în timpul sarcinii. Sarcina practic este un factor care stimulează creșterea tiroidiană fiziologic, plus că poate modifica în mod natural investigațiile. Foarte mulți dintre colegii ginecologi știu acest lucru și preferă să facă un screening însemnând anterior de a trimite la endocrinolog, le dozează dânsii hormonii și dacă sunt modificați, se vine la endocrinolog o dată la 3 luni, cam în fiecare trimestru. O pacientă cu probleme tiroidiene însărcinată trebuie să vină în fiecare trimestru la endocrinolog. La ce să fie atenți părinții, că vorbim de copii aflați în creștere, sunt tot felul de modificări. Exact, la ritmul creșterii, raportul înălțime-greutate. Un copil trebuie să crească după vârsta de 6 ani 4-5 cm pe an și maxim 2 kg. În momentul în care nu crește atât de bine în înălțime și crește mai mult în greutate, deja e un semn de întrebare. Este unul dintre... Sunt mai multe glande implicate, dar strict legat de problema tiroidiană. Apoi, iarăși și la copii, lipsa de concentrare, somnolența, apatia. Și la copii este exact cam ca și la adulți, doar că e bine de luat din pripă problemele endocrinologice la copii. Vă mulțumim tare mult, așadar să nu neglijăm problemele cu tiroida, nici măcar acum în pandemie. Trebuie să venim la doctor să ne controlăm, pentru că acestea pot să ascundă foarte multe probleme de care o să ne lovim mai târziu. Însă este important să știți că controlul se poate face cu programare telefonică, folosim desigur masca și mănușile și neapărat să respectăm regulile de igienă atunci când venim la clinică. Acestea au fost informațiile, dragilor.
Mulțumim, Adina, hai să fim sinceri. V-ați îmbrăcat la fel astăzi, nu știu dacă... Da, ne asortăm eu cu Adina. Să fim sinceri, glanda a fost în ultima perioadă făcută celebră de Dănuța, dar pe partea cealaltă, pe partea negativă a lucrurilor, unde, sigur, mai închipuite, mai căutând scuze, anunțau, fără să facă niciun fel de screening sau control, că au probleme cu glanda, de aia nu pot da jos. Ele, glandele, e mai mult. E, că asta nici nu știu de ea. Dar tiroida e una dintre glandele cu probleme. Cei care se nasc fără tiroidă, există astfel de persoane, erau cei denumiți în vremurile trecute cretin. Cretinismul este lipsa procesării iodului. De aici vine? Da. Doar că lipsa glandei sau o glandă mai înceată afectează mansarda, de aici poate o, cum să spun, un discurs mai molcom. Îți afectează creierașul. Am înțeles. Nu e de glumă, e bine să te cauți, dar nu lua câte o vecină de asta de la parter care știe ea și are niște hapuri de astea într-o pungă, știi? Sau ia pentru glandă, că te... Uite, te-ai umflat de la tiroidă. Am cunoscut de curând, undeva în afara Bucureștiului, un proprietar de cățel care are probleme, cred că chiar cu tiroida, și l-am întrebat cum e și mi-a zis, ca un om, adică are pentru tot restul vieții niște pasile pe care trebuie să le ia repetitiv și nu este tot timpul foarte vivace, mare și căderi. În rest este un cățel normal. Mă gândim, cât îți ia până demonstrezi că un câine are probleme cu glanda, în condițiile în care oamenii se caută foarte rar. Păi e ca în gluma cu veterinarul care merge la un medic generalist și medicul întreabă pe veterinar ce vă doare. A, zice, așa e ușor, bă, băiatule. Știi? M-am uitat pe Instagramul Ramonei, așa mi-a apărut în feed. Bă, băiat, ea e pe mutat acum. Da, eu nu o urmăresc, de aia nu am aflat. Nu e o problemă, Dani, tu nu urmărești pe nimeni. Da. Chipurile.